Vizita Papei Francisc la Blaj aduce pentru eparhia de Maramureș o bucurie în plus, pentru că în 2 iunie va fi beatificat și primul episcop al său, presfințitul Alexandru Rusu. Pentru acest eveniment, delegația maramureșană va duce la Blaj o cutie cu pământ din cimitirul de pe dealul Cărămidăriei din Gherla, unde au fost și grob comune și unde a fost înmormântat presfințitul Rusu. Acesta a murit în închisoarea din Gherla în 9 mai 1963. Potrivit informațiilor oferite de Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, în mod normal, această cutie ar fi trebuie să conțină o semintele preasfințitului Alexandru Rusu, dar în urma cercetărilor și a testului ADN care s-au efectuat, s-a constatat că mormântul, care până acum a fost considerat ca fiind al primului episcop de Maramureș, nu aparține de fapt acestuia. Atunci când este beatificată o persoană, se expun în timpul ceremoniei osemintele și veșmintele persoanei respective pentru a putea fi venerate. Dintre cei șapte episcop martire ai Bisericii Greco-Catolice, morți sub regimul comunist, sunt doar trei ale căror morminte se cunosc în prezent și ale căror o au putut fi prelevate pentru a fi duse la ceremonia de la Blaj. Pentru că eparhia de Maramureș nu le deține pe ale preasfințitului rusu, la ceremonia de la Blaj va fi utilizată această cutie ca un simbol a ceea ce a mai rămas de la primul episcop al eparhiei.